Nou atac al primarului Constantin Toma la adresa judecătoarei de la Tribunalul Buzău, care a decis blocarea organigramei primăriei în procesul cu polițiștii locali. Așteptăm cu neliniște motivarea care trebuie să vină de la tribunal. Au trecut o mulțime de zile. Doamna judecător lucrează în liniște și așteptăm să sperăm că în următoarele 12 luni, 24 de luni, 36 de luni ne va da un răspuns ca să nu mai fie blocat orașul. Tocmai a cerut judecătoarei să muncească mai mult pentru a da motivarea sentinței. De exemplu, numai la Direcția de Fonduri Europene lipsesc 9 oameni. De unde îi iau? Cine va întocmi documentația pentru cele 60 de proiecte pe care le am pe masă în momentul ăsta pentru următorii 4 ani? Justiția din Buzău și doamna judecător Câmpeanu să-și dea seama că a blocat un oraș. Nu forțez în niciun fel mâna doamnei judecători, dar corect ar fi să muncească și dumneai cum să muncește și aici, 12-14 ore pe zi, și să dea acea motivare. Nu forțez în niciun fel, dar să dea acea motivare mai repede, pentru că Buzău în momentul ăsta este blocat. Primarul Constantin Toma s-a legat și de cei 300 de polițiști locali pe care a încercat să-i disponibilizeze. Doar unul dintre ei a acceptat să lucreze la o firmă privată de pază. Polițiștii, cei 300 și ceva care erau disperați că n-au locuri de muncă, li s-au oferit aceste locuri de muncă. Și directorii școlilor au fost de acord cu mine și în sensul că le-au propus firmelor care au câștigat acea licitație de servicii publice și firmele s-au oferit să preia acești oameni, dar acești oameni nu au dorit să facă activitatea care o făceau și înainte. Ei doresc neapărat să fie polițiști locali și să fie plătiți 100% de primărie. Nu se poate așa ceva, încă o dată. Conform unor surse, motivarea a fost întocmită de magistratul Tribunalului Buzău și cel mai probabil va ajunge la primărie săptămâna viitoare.